Și astea mine le trimă? Da. O zis să servim aici cu dumneavoastră, că o zis că am servit. Băi, nu alunile. Ce? Clopotile. Nu vă legați de clopote, că le-ați alte treburi acolo. Nu s-a mea. Nu. Dacă mi aleg eu unul. Nu, mă, bă, stați o secundă. Nu mai, băi. Mai comentăm. Da, mă, dar astea sunt pentru tombolă. N-are nimica. Domnul Costel, mă auziți? Domnul Costel, clopotele astea, da, sunt de la Răzvan Ban. El mi-a mai trimis mai de mult niște clopote, dacă vă aduceți aminte. Prietenul meu din Argeș. Din Argeș și el? Da. Și astea clopotele pentru ce? Astea sunt pentru tombulă. E, dar pentru vaș, pentru cai? Pentru, nu sunt pentru cai, pentru oi. Pentru oi? Da. Dar frumoase, nu? Frumoase, mă. Ia să vedem. Hai să vedem că ăsta așa l-am pachetat, domne, pe el. Păi l-am pachetat să nu se zgârie, domn Costel, că nu, e nou. Ăsta e nou? Da. Am mai și când a fătat mama. Mă, ia să-l ascultăm. Sunt bune, mă, pentru oi zgrozave. Ăla pune la berbec. La ce berbec? La berbec. Asta e cu curau cu tăt? Da. Dar nu vă puteți însuși nimic de aici. Da, dar pot schimba. Aia da, puteți schimba, dar trebuie să puneți ceva bun înapoi. Hai de capul meu, asta ce este aici? Ce? Asta e o pereche de zăbăluțe dintre la rupte în gură. Tot pentru tombolă. Da, pentru tombolă. Ce faci, Costel? Foarte bine. Atât. Tu ce faci? Păi nu am combinat-o pe vreo aia, să vină și să mă opune, să mă duc la Cora, să iau ceva pănușe aici și să ia. Asta nu-i să știu, mi-am să-ți dau una cu grație asta. N-ai ce să faci. Azi, mă duc, că are mâncare, nu-i pe grație. Așa e. Băi, trebuia o brișcă. Are și brișcă acolo înăuntru. Unde? Acolo în pungă. Păi ce faci să tăiem asta? Asta e de vacă. Crezi? Nu, ia să vedem. S-o ascultăm. Dar vedeți că mai are o chestie în urmă. Vezi, astea le-a făcut la strung, să aibă un pic de formă. Frumos? Frumos, pe o vițelușă frumoasă. Da, dacă o câștigă unul cu tombola cu viței, ăla nostru. Prietenul nostru de la Mureș, cum îl cheamă? Foarte bine, dar ne-ar dat un pic zăbăluță, nu ne-a prezentat-o. Voi ați pus-o pe sticlă. Ați pus-o pe sticlă. No, care e faza cu modelul ăsta de zăbăluță? Zăbăluță grozavă, mă. Asta e pentru iepe sau pentru armăsare? Pentru iepe, pentru cai. Da, e frumoasă, așa e? Foarte frumoasă. Nu, uite-te aici ce ăsta are. Cu ștanță, cu tot. Cu ștanță, mancă. Așa îi zice? Păi nu știu ce e acolo. Furman. Aha. Bună. No, să vedem ce mai. Foarte faină. Să vedem ce mai aveți acolo. Asta e a ta? Nu, e a mea, că tot e pentru tombolul, domn Costel. Da? Păi. Ați băut sau? Băut. Eu n-am băut. Asta e străin, mă. Ce? Asta e străin. Să văd. Asta pe un berbec. Da, ați mai văzut așa cu zim zintre așa, nu? Cu... Asta e străin, mă. Da, zic, ați mai văzut așa, făcut model. Da. Hă? No, prietenul meu, Răzvan, e colecționer de clopote. Da. Mm-hmm. Și ce-o zis? Ce-o zis? Mi-a trimis pachetul ăsta. Da? Da. Mi-a trimis pachetul ăsta pentru tombola. Anțai, polițai! Cum te pui, te și mai tai! Trebuie să o tragem un pic pe puzzle. Să mă arăt la cuscru. Da. Bun. No, deci de aici puneți frumos înapoi așa ușor. Da.
tot înapoi în cutie. Tot. Așa. Numai alea le mai băgăm în cutie, gunoaiele le aruncăm. Astea le punem. Asta. Astea-s bune, am în două povaci, știi? Că bat contra, unul bate mai subțirel și unul mai aruncă. Ne-a trimis Cătălin Moga de la Maramureș ceva stroșală periculoasă. Adică? Că tragi două guri de astea să vezi ce nervozi ești, apoi la lucru. Ha? Te ține viața cu chestia. Ha? Te pune în circulație, doamne. Să nu aveți grijă să nu bezi mai mult și să mergem pe undeva. Aveți sănătate și la mulți ani. La mulți ani. Uhup. Uhup. Să nu vii să facă rău, domn Costel. Ha? Cum e? Bă, dar tare, bă. Ha? O zis băiatul că va fi de calitate, ceva de calitate. Bă, oi. Acum ce faceți? Bă, o gură de apă. Pentru? E tare, mă, de zis lotii din cap. Și ce-i baiul? Nu. E caldă, bă. Are presiune aia, doamne. E, dar păi am lăsat o mașină de câteva zile. Am lăsat o mașină să mă omor, fiindcă te arsoarele. No, vreau acum să vă arăt ceva foarte frumos. Ați primit de la domnul Ionuț Mușat, de la București. Cadou de la dânsul. Asta să trezesc pe jenica dimineața? Da, n-o să vedem cum sună, că-s curios. Oi, mă. No, cum s-aude? Da, asta e vechi, mă. Păi și nu-i fain că e vechi. Dai seama ce clopoțel e ăsta. Ăsta are 60% argint. Ziceți dumneavoastră? Cred că mai bine mi-l păstram să-mi fac eu un lanț, să nu vi-l dau. Ha? Mai bine mi-l păstram să-mi fac un lanț. Cum să strici pe asta de operă, mă? Păi să-mi pun, dar îmi făceam un lanț la gât. Uite-te tu lucrăturile, gros. Mă, pe el. Îmi făceam un lanț gros la gât, domn Costel. Uite-te tu trifoi cu patru foi, tu vezi? Dar fii atent aici, nu-i uite-te, mă. Uite-te lucrătură aici, nu-i cap de indian. Ăla-i bunicii tăi. Tu-ți dai seama? Ultimul mohican. Fain, știi? Foarte fain, mă. Fain, mă, ce limbă i-o bătu, mă. Specială, mă. No, uite-te ceva nebătută limba, uite-te acolo. Uite-te acolo, cârlic subțireal. Mm-hmm. Ăla a fost un meseriaș grozav. Trebuie să-i arăt la Cuscru să facă și el de-astea. Păi de nu mă sfăgesc cu el de doamne fie. Așa limbi? Modelul ăsta. Frumos, mă, ce fain sună, mă. Au. Așa dinainte n-aude, lasă, le bagă urechea. S-am probleme după aia. Nu, că nu pui mai aproape. Auzi. Auzi de cou. Îl aud. Auzi. Gata că mă... Auzi zup de tu de albine. Când ați făcut concursul ăla, m-a durut capul de la ele două zile. De la astea. Da. Și aici v-a trimis ceva foarte, foarte frumos. Cine? Tot domnul Ionuț, de la București. Ceva foarte, foarte frumos. Cal. Surpriză, eu nu știu, cal oare? Cal, după cum îl văd. Să-l vedem. Ui. Asta e friziana mea, mă. Vă place? Aici oare ce se întâmplă? Unde? Unde? Aici. Unde? Arătați-mi. Nu-ți mai arăt. Am avut eu grijă să -l fac înapoi. Dar nu l-ai făcut calul meu. Ba, l-am făcut foarte calul. Asta e friziana mea, mă. Ha? Țineți așa să vedem. Frumoasă? Oi, uite-te aici. Obiect de artă, domn Costel? Da, sigur, nu. Azi-l. Cum ai zis că-l cheamă pe domnul? Domnul Ionuț Mușat. Ionuț Mușat? Da. De la București? Da. Invităm pe la noi. Frumos, mă. Oi. Mai am unul de ăsta așa care știi în față la televizor. Dar ăla e din fier. Nu e așa calitate, e plastic. E plastic. E de ăsta așa? E. Ăsta nu știu de ce, e ceva ciont, mă. Fildeș. Nu, e din fildeș. De ce? Nu știu. Păi, ăsta e ceva ciont, mă. Asta îmi place mie, uite-te urechile mici. Nervos, așa, când îl prind la căruță să zboare. Nu doarmă la rude. Am filmat alaltă eroi apă cu o zi înainte să ne întâlnim noi la Satul Mare. A? Și a zis-o, mă,
Poți să o prind și la căruță, că vreau să o vedem un pic, dacă tot filmezi. Zic cum să nu. Și numai așa merea cu capul în jos frumos. Și dă-mi un comentariu, bă, dar calul ăsta nu știe să iasă cu capul dintre picioare. Dar așa frumos, ca braț și-l ținea și elegant. Știți cum zic? Nervos. Da. Și apoi tu mai comentezi că... Ține capul. Cum? Dar sunt care, din cauza zăbelelor, fii atent. Din cauza zăbelelor cu lanțul sub barbă și pun chep. Așa e gâtul. Cred că pe chestia o să așa. 100%. Da, frumoasă e apă. Dacă nu-i tare în gură, poți să o redresezi și îi pui o zăbăluță simplă sau îi pui un lanț pe stănaș și altfel o să umble. Umblă așa mai nealcoș. Zăbala cu lanțul automat îi trage capul în chept. Da, dar e frumoasă e apă oricum. Ce culoare? Sură. Frumoasă. Ai, mamă, n-ați văzut-o? Nu. N-ați apucat să vedeți filmări? Nu. Nu, să vă uitați de seara. Știți la care să vă uitați? La cam vreme. La cele de la Brud. Le-am văzut alea de la Brud. Nu, ce ziceți? Astea ultimele. Cu Bexa și cu ăsta? A. Are cai buni Bexa. Nu, ce ziceți? Tăți au cai buni acolo? Nu, ce ziceți? Tăți au cai buni. Da, ospitalitate. Am văzut și ăsta. Ce? Concursul de tracțiune. Da, da, zic. Acum ați văzut recent de 4 zile pus. Nu. Ospitalitate maximă acolo. Da. Ce oameni să ai acolo? Păstă tătăs așa. Da, dar îți pare rău să pleci de la ei, mă. Păstă tătăs așa. Păstă tătăs, de acord cu dumneavoastră. Pe ce mai? Ați primit de la domnul Nicușor în punga aia. Ia să vedem, că n-am văzut bine ce ați primit. Ați primit? De la prietenul dumneavoastră. Alune, mă. Da, dar vi l-o strâns băieții din copac. El vi l-o strâns special. Alune bune, mă. Știi ce o zis? Ce? Să nu mai mâncați alune dintre alea din supermarket, că alea nu-s bune. Du-te, mă, dar voi vă strigați dinții. Ce strig dinții? Eu de când îți tot așa spart alunile. Și? Și nucile. Și? Și. N-am nici pe dracu. Că ce rămâi știrpă când îți de 60 de ani, își știrpă lău. Da? Să ne împing alunile alea în jos. De ce? Vă stat în gât sau ce? Nu, da, măr mai bine. Macină rânza mai bine. Să aveți sănătate la mulți ani. Cum e? E bun, mă, dacă bei dau o pară de astea. Nu mai poți lucra la rumeguș. Mă duc să-l învălesc. Rumegușul? La cioblea nostru, uite ce corbaciu a făcut. Noia, arătați-ne de unde porniți, de aici? De la cioble. Așa. Pe ăsta trebuie să-l mai ții un pic în copac, pe băiatul ăsta. L-a ținut, mi-a zis că l-a ținut, era copil, l-a ținut o zi întreagă în copac. Se vie mintea la cap. Vezi, dacă nu-l țineam în copac, nu făcea așa corbace bune. Vezi, ăsta e corbaciul lui cioblica nostru. Vezi, dacă l-am ținut în copac, a făcut performanță. Dacă nu-l țineam, nu făcea. Da, frumos, frumos bici-o făcut. Foarte frumos. Calitate. Da. El locuiește la Gherla, ca să știm. Domnul Cioblea locuiește la Gherla și face niște bice foarte bune. Asta e de la Cuscru, de la Ionică, de la Ionel Olaru. Așa. De la întorsură. Așa. Asta are o lucrătură, bă, periculoasă de tem. Mi-a dat să aleg. Ha? Mi-a scos acolo să aleg, a zis că care îmi trebuie. Da? Din 30 de bucăți. Uite, mă. Da. Și ăsta tu l-ai ales? Da. De ce l-ai ales așa scurt? Nu l-am ales scurt, erau mai scurte ca asta. E un corbocel bun, foarte bun. Foarte, foarte bun. Vezi și semnătura, nu? Da, cu semnătura. Larul Ionica, da. Nu? Și acum ne prezentați. Acum ne prezentăm, ăsta e de la cine? Ăsta e de la prietenul noastră ce potcovește la Gherla. De la copilul meu. De la Darius. Da. Și ăla e un bandit. Inginer. Inginer Silvi. Inginer. De ce nu i-a pus un pic de pleaznă la corbăciune? N-are nimica. Inginer potcovar sau cum zice el ăștia? Inginer agronom. Nu, mă. Ăștia ce potcovește ingineri sunt. Tot felul. Și aici? Ăsta e de la Trilale. Ce bine puteți zice de acest bici? Ăsta e foarte bun. Ăsta e vacile în ciur. Ăsta e prietenul dumneavoastră. Cum îl cheamă pe domnul ăla? Marian sau cum îl cheamă? De la Bistrița. Dar cum i-a zis? Rață? Marian Rață. Așa? Rățușca la Bistrița. V-a făcut și dânsul un cadou pentru tombolă. Ne-a dat la ăsta. Deci
căluțul e al dumneavoastră și clopotul ăla, în rest tot e pentru tombola. Da. Și ăsta, cum îi zice? Ăla îl aveți de la... Urinca? Da, de la băiatul de la Maramureș. Cadou. Mă duc să-mi ascund să nu mă prindă jenica. E, dar ce nu ne puteți spune? La episodul... Ce? Acum va fi episodul 99, ăsta care îl facem acum. A. Și la episodul 100 se va trage tombola. A. Dar păi până atunci trebuie să mai umblăm, să mai... Da, deci... mai avem de la domnul Mihai de la Turda, mai avem promis un briciag. Trebuie să mai cumpărăm niște briciage de la Mihai. E, da, eu mă mulțumesc. Să fie 3. 1, 2, 3. Știi? E. Ca pe le dăm și corbace. Nu știu, la locul 1 trecem corbacele. Începem cu briciagele. Cu briciagele? Da, începem cu briciagele, după aia începem cu corbacele. E. Dar și la corbace o să facem tombolă care va fi extras primul, 2, 3, 4, 5. Știți, da. Știți cum zic? Vai, că locul 1 o să fie alolarul la locul 1. Nu, mă, nu, stați o secundă, nu așa. Acum. Deci facem 5 bilețele pentru bice care vor fi extrase primul 1 2 3 4 5. Aha. Fiindcă tot e frumoasă. 1 2 3 4, de unde 5? Păi al 5-lea vine de la domnul Horațiu de la Turda. Și când îl aduce? Mâine îl mi-l face. Mâine? Da. Înseamnă că dacă mergem la ăstea, unde? La Mihaia nostru, să... ne băgăm pe la asta. Da, ne băgăm pe la asta. Da. Bun, deci avem 5 bice, avem 5 clopote, nu? E? Așa mi-am... Cum 5 clopote? Câte avem? 4. Noi ia vedeți. Da, să vedem. Avem o zăbăluță. 1, 2, 3, 4, bă. 4 clopote, o zăbăluță și o brișcă de la domnul Ban Răzvan. De la Argeș. Da. Așa, după aia. Avem 5 bice, deci avem 6 premii, 11 premii până acum. Ce să mai zic? Ce faceți acolo? Bag pe sunat. Ce serviți acolo? Chită cu vinite. A? Și cu porodici. Aia da. Nu-ți plac vinitele? Ba da. Că te-ai zis că numai de-astea mănânci. Mhm. Uh-huh. Ești vegetarian și faci pe nebună. Și mai cauți pe una. Dar nu-i rău, așa-i de acolo. Bună, mă. Ha? Bună. Dar de ce pune sare? Aia de care sare? Sare de mare. De Himalaya? Am zis sare de mare. Deci, dar aveți și de Himalaya, nu? Da, mai de Himalaya sus. De-aia mânc dimineața. Și care v-a luat? No. Hai să vedem, că-s curios să văd ce gust are ce ați făcut acolo. Ce a făcut doamna? Asta? E. Bun. Nu, no, vreau să văd. Oi, oi. Poftă bună vă doresc. E bun, mă. Tiță! Tiță! Haide! Să mi iei să băgăm și țăi, că-s pe deal pântre cai, hai! Hai, că ai lăsat poarta deschisă, măi! Nu mai lăsa, acasă carabina? Oh, oh. Că mă te duci, oh! Nu, no, pune-i pe stânați repede, aia că-s la carabina. Aia! Bă, acasă carabina, mă, tată! Asta? Oh, hai, băi, jos din carabină, bă. Hai, bă.
Oku tata, u. Da, man. Beljao je po noj. Auzi ce fanfară vă fac ăstea mici.
oameni de 30 de ani să nu știe el să închide poarta. Și i-am zis, când am venit, zic, închide poarta. Vorbim de el până noi aici putem vorbi. E, dar auzi că mi-l face mâine. E? Da, da. O, ce face marfă de calitate, că recepe. O și zis că face de calitate. Vrei să le taie peste la altea lui Cuscru. Oare? 100%. Dar are mână bună băiatul. Și cioble are mână bună, stai cu minte. Are, așa-i? Ia, ia. Păi, și-aia ăștia, după cum îi prinzi în toni, așa le fac. Și după... Unul mai bine, unul mai rău, că nu este în viață să facă numai bine. Care zice că a făcut numai bine la mincinos. Te știi de la mine. Ho, calule! Ho, calule, căluțule! Toți băieții care vreau să participe acum la episodul 99... Și băieți și fete. Sub video, da, și băieți și fete, îți dai seama. Cu mare drag. Îi așteptăm și sub video... Trece, particip. E la, foarte simplu, foarte ușor. La comentarii. La comentarii. Episodul 99, trece, particip. O să fie bice, o să fie clopote, o să fie briști, o să fie premii aproape bune. Zic eu, după mine. Și pe fiecare ce noroc are. Că norocul nu îl poți nici lua, nici da la om. Știi? Știi asta. Dacă are noroc de corbaciu ăsta, ăsta e a lui. Dacă are de la alaltă e a lui. Tăteți niște bice frumoase. Ălălalt e mai trotinetă, dar nu. E, dar ăla trotinetă la vezi de la prietenul dumneavoastră, de la domnul... Cum îl cheamă? De la Bistrița. De la Bistrița. Da. Domnul Rață sau cum îi ziceți dumneavoastră? Rățoiul nostru de la Bistrița. Așa. Are un copil drăguț, trebuie să-l aduc aici o lună de zile. E, da, vi-l dă? Acai. Sigur, o zis că l-a dă. Am la Bonțu, dar mă duc și-l aduc aici. Să țineți drăguț de la Bonțu, da. Nu cred. Nu cred că a închis hoțul ăștia pe 3 ani, zice că alții vorbesc 3 ani. Du-te, mă! Pe 3 ani? Da, da. Ce înseamnă asta? Lichidezi-l, buple. Adică, țăranul român? Da. Asta s-a urmărit de mult? Da, da. Și ce, ce de făcut? Oh! Și să facă danse populare. E, dar îi place să se... ăsta. Data trecută, când am dus mașina la spălat, a rămas așa o pată de grăsime. Și zic la prietene, tu nu ai văzut acolo o chestie? N-am văzut. Zic, asta e de la portul unui acostel, te rog să rectifici. Ce-a zis? Ce să zică? Și-a luat cârpa și dă-i bătaie. Așa au făcut-o lustru. Domn Costel, se lasă seara mai repede? Da, mă. Ha? Am nicit ziua, mă. Ia vii dragă tare de tăt, așa-i? Asta? Da.
Nu, pre că asta e lui Tisea. Și nu vii drag de ea? Asta e, Ioni. Ăla? Bobi. Bobi îl cheamă. Uite ce gât face asta. Lasă-le să bea ea, pă nu mă încet tu! Dă-le, nu mă încet! Nu mai da după ele, stai pe loc! Bobițe, bobițiucă, te mă încetii cu puțulița. Pregătiți și pentru iepele, mamă? Da. Vezi că prințesele și-au dat seama. Auzi, cum fac. Stați că vă dau și eu. Aici mai aveți un prinț... E prințesă sau prinț? E figuia. Prințișor? Yeah.